Știi, ai văzut The Irishman? Da. Ai văzut când îl bate De Niro pe ăla? Da, exact, exact. Că ți-e milă, e prima oară când ți-e milă de agresor. De agresor, exact. Deci mamă, o să se lovească nasol. Da, da, da. Exact. Nu, te rog, nu mai lua, știi, te uita la ăla. Povestea în sine, CGI, genial, dar... Mi s-a părut... Cam atât, așa, da. Un pic cam... Ai, tăi, ești un rol de bătrân. Exact, da, da, nu da, mai da. Pune să joace ceva tânăr, te rog eu. Nu-i mai exact. Faceți asta, lăsați-l da. Pe... Leave Robert De Niro alone. Lăsați-l în pace. Da. Știi că eu nu știu, adică la ce roluri a făcut ăsta, că eu l-am văzut... Nu știu, l-ai văzut în Deer Hunter? Da. Băi, băiat. Classic. Sau Taxi Driver. Asta, Taxi Driver, da. Le-a văzut toată lumea. Dar Deer Hunter, e mai, un pic mai nișar și mai ales când are aia de față în față. Dar să știi că nu foarte multă lume a văzut filmul ăla și da. Eu mă mir de fiecare dată. Și eu, mie mi se pare... Eu mai fac din astea cu frații mei când ne vedem sau cu așa, cu oameni cu care știu că... Mau! Aia când jucau ruleta. Da, da, păi nu, păi aia... Ruleta rusească. Mau! Da. Și ăștia nu știu ce... Trebuie da. Să râdem sau? Da. Știi? Păi nu, dar în aia mi se pare una din cele mai bune secvențe făcute ever. E huge. Deci cum joacă De Niro în secvența exact. Aia este absolut genial. Da. Da. Genial. Ăla e De Niro. Ăla e De Niro. Ăla e și... Nu cred că e Casino, nu cred că e ăla. E Taxi Driver, Raging Bull, Deer Hunter. Exact. Acolo e. Aia sunt, acolo știi? E. Da, da. Nici Godfather 2 când a făcut, deci... Hit ăla cu Pacino parcă nu prea nu mai ăla a fost da, așa a fost, de chestie fost, da, și Pacino da, da, fost, și De Niro sunt și aia acolo da, a fost okay. Nu, a fost bine în toate da. Dar eu zic în astea trei astea au fost da. Extraordinare da, reper, reper. Da. Da, nu, ales, studiu studiu poți excelent, să faci pe el, mai ales da. În Taxi Driver și în Deer Hunter și în Raging Bull este foarte bun